Hei, salutare tuturor și bine am început. Astăzi, fraților, ne jucăm Last of Honor pentru că o să ne ducem și o să raidăm baza lui Shine 28805. Nu este o bază de pe internet, adică n-am găsit-o, deci va fi o bază misterioasă, o bază cu surprize, pentru că nu știu ce mă așteaptă acolo. Și pentru acest raid mi-am pregătit aceste chestii. O grămadă de topoare, pentru că nu știu ce mă așteaptă în baza respectivă. Niște topoare de iron, pentru că probabil să aibă, să aibă pereți level 2. Și o bombiță. Ultima bombiță pe care o am, ultima bombiță cu care încheiem acest sezon, adică luna ianuarie. Și fiindcă este ultima bombiță, sper să fie și un raid foarte bun, un raid la fel de bun ca și cel data trecută, sau poate mai bun decât cel data trecută, ar fi super șmecher. Păcat că nu găsești baza pe internet, pentru că atunci când nu o găsești, nu știi unde să spargi sau cum să spargi sau chestii genul acesta, devine foarte intrigant și foarte riscant. Dar oricum, noi așa dădeam înainte raidurile, deci n-ar trebui să fie vreo problemă pentru noi. Așa, am intrat în baza lui domnul Shine. Vedem aici câteva chestuleții care cred că sunt momeală pentru raideri. Nimic special, aici la fel, cred că este momeală. Spui bombița degeaba. Eu nu vreau să plantez bombița, de aceea aș vrea să o pun în chopper și să căutăm o intrare mai safe în baza lui, fără bombiță, fără nimic, pentru că e foarte riscant să pun bomba aici. De exemplu, dacă o pun aici, se duce degeaba pentru că nu este nimic. Aici vedeți că sunt pereți level 1, presimt că aici este fagure. Și aici vedeți că sunt, este locul ăla. Și este peretele acesta de level 2. Văd că are acolo țepi, ok. Presimt ceva înăuntru să fie. Hai să începem spargem de aici. E foarte riscant, am doar 4 topoare, n-am avut scânduri acasă ca să mai fac topoare. Și văd că aici este perete de level 1. Ok. Spargem mai departe la perete level 1 și după cred că băgăm bombița acolo. Are o bază super ciudată, super securizată, de aceea mă gândesc că nu o să raidăm nimica și uite că i-am găsit mina de aur. Nu vine să cred că am făcut asta. Și mai este acolo încă ceva, mai sunt acolo chesturi, dar i-am găsit mina de aur, fraților, fără să plantăm bombița, fără să cheltui multe topoare. Asta, frate, numesc eu ceva bun. Bun. Hai să raidăm, nu știu ce mă așteaptă aici. Văd că mai este aici o ușiță. Hai să spargem ușița aceasta și să vedem ce și cum. Să spargem întâi trancuri, poate are trancuri. Uite aici încă o grămadă de chesturi. Mamă, frate, nici nu știu de unde să sparg, cum să sparg. Baza asta e așa de securizată. Și exact mi-am luat mai mult topoare pentru că mă gândeam că dacă n-ați pun bomba, o să pot să deschid foarte multe chesturi. Foarte multe chesturi, fraților. Așa, vreau să fac aici un screenshot pentru miniatură. Așa. Băi, presimt o loot foarte bun în baza aceasta. Un loot extrem de bun. Vreau să sparg, uite pe aici, pentru că e mai securizat așa. Hai să spargem de chestul ăsta negru. Să-i dăm bătai, let's go. Spargem trancurile întâi. Hai, dăm ceva bun. Eu la raidul acesta am vrut vopsea albă. Toți ziceam că băi, vreau raid cu vopsea albă, că să mă obsesc chesturile după challenge lui Sorchi. Așa că vreau vopsea albă. What the fuck? N-ai cum. Filmez acest episod în ziua în care am filmat raidul cu snorkelmescuri. Și am zis că în raidul ăla dăm snorkelmescuri. Mi-o dat snorkelmescuri. Am zis dăm vopsea albă. Mi-o dat vopsea albă. Și Christmas paternul. Dă-te dracu, mă. Dă-te dracu că nu te cred, mă. Pur și simplu nu te cred, mă. Mi se îndeplinește ceea ce-mi doresc, să-mi bag piciorul. Înnebunesc, mă. Înnebunesc. Nu vine să cred, băi. Dacă mai ajung să-și snorkelmescuri, mă las de joc, dă-l dracu. Du-te-n puii mei că nu te cred, bă! Du-te-n puii mei că nu te cred eu, nu vreau să cred asta. Pur și simplu nu cred asta. Cum Dumnezeu spun că raidez baza să-mi dea vopsea albă și îmi dă fucking 6 stacuri de vopsea albă? Care erau șansele să-mi dea vopsea albă și fix vopsea albă îmi dă? Cum că nu-mi vine să cred? Bă, Bă, și ora 2 noaptea, mă! Și n-am cheltuit bombă! Raidul trecut la fel n-am cheltuit bombă! What the fuck? Easy challenge-ul lui Sorchi, man! Fără să cheltui bombă, raidul trecut am cheltuit o singură bombă și mi-a dat așa loot. Și acum cheltui... What the fuck? Și acum cheltui pur și simplu niște topoare păcătoase. Nu-mi vine să cred. Sparg chesturile negre să-mi bag piciorul. Chesturile negre sunt norocoase. Mai dă-mi. Rost de chopper, nu vreau. Sparge chestul ăsta negru. Du-te, mă, că nu te cred, bă. Blueprint-uri ca lumea. 4 snorkelmescuri. Fraților, un like pentru asta și nu uitați să vă abonați la mici copoțelul și un share, mă ajută enorm mult. Nu cred, 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 nu cred asta. Bă, nu vreau să cred. Dă-te dracu, mă. Bă, și exact la școală am învățat despre energie pozitivă. Credeam în energie pozitivă și mi-au dat fucking energie pozitivă. Dracu, vorbesc despre precipitații. Ce căcată e asta, mă? Ce e asta, mă? Bă, ce e asta? Ce zi e asta? Fucking 6 stacuri de vopsea albă, snorkelmesc. Bă, eu visez, mă, visez. Dă-te, dracu. Bă, numai chestii pentru challenge-ul lui Sorchi, ia, băi! Doar chestii pentru challenge-ul lui Sorchi, ce Dumnezeu! What the f... Și acum vezi că e cel mai arme. Și uite câte chesturi, bă, nu crede că mi-au luat așa mult topoare. Gold. Și eu credeam că mi-a luat multe topoare. Bă, și mă așteptam la așa chestii, frate. Mă așteptam că dacă nu o să folosesc bombă să fie multe chesturi. Și fiza ce m-am așteptat s-au îndeplinit. Dă-te, mă. Fraților, nu uitați de un follow pe StreamCraft. Produs marca pe panda, link-ul în descriere. N-ai cum, fără să folosesc bombă, bă, fără să folosesc bombă. Hai, sparge aici. Și ne ducem în chestul acela verde. O, un ciocan întreb pentru modificări. Și mai este aici în chest negru. Hai să spargem. Acest roșu cred că să aibă arme, nu știu, eu îmi pun chesturi, arme în chesturi roșii. Bă, nu pare să mai aibă ceva bun. Dar hai să mai spargem. Dar cred că acolo era cel mai bun loot. Pantalon de SWAT. Du-te, măi, de aici. Nu-mi vine să cred. Nu știu ce sparg, nu știu ce sparg, frate. Aici nu cred că este ceva loot bun, pentru că vedeți că aici poate să sparg deodată și să intre. Băi, fără să sparg... Fără să sparg ceva, wow. Doar niște pereți s-a spart. Stați așa, dă să arunc topoarele. Și să-mi las unul singur și să-i dau tăi col deodată. Și am zbugit-o de aici. Ați luat cred că tăi col la pentru alea de turetă. Dar cred că are arme asta. Prea bun raidul ăsta. Itime prea bune, frate. Ăsta e raid, man. 2 raiduri la rând cu chestii genul acesta. Mi-am dorit vopsea albă, mi-au dat fucking vopsea albă. Imposibil. Fucking imposibil. Ah. Băi, frate, dacă ați fost pe live-uri trecute, pe live-uri de pe StreamCraft, de pe YouTube, știți că am raidat doar baze goale. Și cred că asta e recompensă, că am raidat baze goale, că am cheltuit bombe degeaba. Ultima mai pot să raidez, că mai am o bombă. Pateri de Crăciun. Băi. Și baza nici nu-i pe internet, frate, la nimereală dădeam. La nimereală. Walk aici. Aștept și un revenge de la nebun. Hai, cu mai multe raiduri, fraților. Băi, nu știu ce zi astăzi. Acum și mai dau încă un raid, dacă încă o să fie încă o dată bun. Atunci nu știu, mai că nu mai am resurse să fac topoare. Fraților, e bombă. Nu stați de un share, mă ajută mult. Să ridicăm episodul ăsta cât mai sus. Fapă pe toți, pa, pa!